Partidul Pro-Moldova a depus astăzi la Comisia Electorală Centrală listele cu semnături pentru susținerea candidatului său, Andrian Candu, la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. În declarațiile făcute presei, Andrian Candu a spus că susținătorii săi au reușit într-o perioadă relativ scurtă să colecteze peste 25.000 de semnături. El consideră că problemele cu care se confruntă oamenii și criza sanitară sunt printre primele care trebuie rezolvate. Amintim că zilele trecute au mai depus listele de subscripție la Comisia Electorală Centrală, președintele formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi, și președintele platformei DA, Andrei Năstase. Așadar, dacă actele cu semnături ale acestora trei vor fi corecte și vor fi înregistrați oficial în cursa prezidențială, primul în buletin de vot urmează să fie Usatăi, urmat de Năstase, iar pe trei va fi Candu.